Deci începem la început, la clasa 8-a, da? Și 45 de la? 23. 23. Determinați legea de corespondență a funcției F definită pe F determinați F definit pe F valori F. Fiindcă. Adică legea F de X egal cu AX plus B. Știind că. Așa înțe. F de X minus 1 egal cu X. F de X minus 1 egal cu X. Oricare ar fi, X aparține lui F. Indiferent de X-ul. Rău. Facem f de x, o avem, egalăm, vorbim la treabă. Deci f de x plus 1. F de x plus 1 egal cu f de adi. F de x minus 1 egal cu f. Egal cu? Egal cu ax plus b. A? Ax minus 1. A pe lângă x minus 1. Păi dacă am văzut argumentul, când era x, era x. Acum e x minus 1. A pe lângă x minus 1 plus b. Care face cu ax minus a plus b. Minus a plus b. Este egal cu ax plus b. Și egalitatea asta, adică f de x minus 1 egal cu f de x, se traduce echivalent în ax minus a plus b egal cu ax plus b, nu? Da. Și ax plus b cu ax plus b cu ce? Și b cu b. Și zic. Și înseamnă că a egal cu 0. Echivalent, cum a spune, minus a egal 0, adică a egal cu 0. Și atunci funcția f de x arată așa. F de x și a plus b egal cu, dacă a 0, egal cu 1. Nu trebuie să exploatăm f de x minus egal cu x. Dar f de x minus 1 nu a fost f de x, cu x era, nu? Cu x. Așa, bine că așa dat. Eu am înțeles că egal cu x. Deci f de x minus 1 egal cu x, x aici. Așa. Adică ax minus a plus b egal cu x. Egal cu x. Asta era relația. Dar ne-am dus la altceva. Ei, echivalentul, ducem pe x în stânga și vine a. Vine x pe lângă a minus 1 plus b egal cu 0 oricare ar fi x real. Deci indiferent ce x pui tu, tot timpul îți fac fel 0. La minus 1 la calcul. Deci ax minus a nu-i luat. Nu-i luat. Uf, deci a pe lângă x minus 1 a scos, vine minus a plus b, da? Da. Minus a plus b egal cu 0, oricare ar fi x în real. Deci, indiferent ce pui tu acolo, tot timpul să... Indiferent ce x vă pune. Adică, cred că era toate asta. Adică dacă, indiferent de x, să aibă loc relația asta, eu aș putea să spun aici egal mai mult cu 0 ori x. 0 ori x. Da? Și atunci, egalitatea asta mă anunță că trebuie să arunc, dacă indiferent ce x spun eu, x ar trebui să dispare. Să nu mai există x. Adică x ar trebui, în certul său, să fie 0. De ce să fie 0? Păi da, spune așa. Că relația asta trebuie să aibă loc, da. Tot timpul așa, indiferent ce x îmi pune noi. Da. Adică x nu influențează în calcul. Da. Și dacă nu influențează, se întâmplă asta numai dacă coeficientul aici este 0. Ca altfel, dacă n-ar fi asta 0, relația asta ar fi influențată de x. Adică da. Nu să fie 0, ca să fie indiferent de x. Deci, ca să dispară cu contribuția lui X în expresia asta, asta se întâmplă numai când acest coeficient A minus 1 este 0 și
odată ce este 0, x ori 0 face 0 și dispare contribuția lui. Deci, indiferent ce se întâmplă, de ce x vom pune, el nu mai are nicio contribuție. Deci de aceea spunem că în condițiile astea, coeficientul lui x, adică cei pe lângă x, poate expresia de pe lângă x, este 0. Deci asta se întâmplă, deci vor lua asta 0. Am și arătat aici, adică a egal cu 1, și locuim acolo acum, și apare că minus 1 plus b egal cu 0, adică b egal cu cât? Cu 1. Și el de x-ul sună așa. După analiza asta, el de x egal cu ax, adică x, plus b, plus 1. Iată, el de x-ul. Mai vedem o dată că a fost un pic sensibil momentul acesta. Deci, hai să așa următorul. Găsiți pe x real, găsiți pe x, știind că f de x minus 1 egal cu f de x, indiferent ce x veți avea voi în calcul. Și atunci, ce facem? Facem f de x minus 1 și am egalat-o cu x. Da. Și am egalat-o cu x, cum spun eu. Am aranjat relația asta. Da. Am dus pe x în stânga și egalitatea asta trebuie să o vedeți, să fie tot timpul adevărată, indiferent ce x veți spune. Adică, tradus, contribuția lui x trebuie să dispară. Și ca să dispară, numai dacă coeficientul lui x este 0. Și asta înseamnă că ce este coeficientul lui x? Adică, pe lângă x, cine este? A minus 1. Dacă este o expresie, toată aceea o facem egal cu 0. Și atunci am găsit pe A și cu A au găsit tot în această relație, găsim pe B. Da? Dacă am înțeles punctul B mic, la același exercițiu, f de 2x minus 1 să fie egal cu 4x. F de 2x minus 1 să fie egal cu 4x, oricare ar fi x aparține cu el. Oricare ar fi x real. Să vorbească pe rând, că mai sunt. Da? Unul odată, unul odată. Da, da, da. Așa, f de 2x minus 1 egal cu 2x. Nu știu dacă a era sau pe luna, că am și uitat. Egal cu... cum văd? Așa, data viitoare va fi pe luna, da? Egal cu a pe lângă 2x minus 1. Plus b. Plus b, asta e egal cu... dau 2, 4x. A, o desfacem? Desfacem, da. Egal cu 2ax minus a plus b și egal cu 4x. Asta, da? Da. Deocamdată am făcut mai f de 2x minus 1, da? Da. Și scriu de nou. F de 2x minus 1 egal cu 4x în relația dată de autor. Echivalent pe cum acum? Ce-am găsit noi? Asta e f de a. Înseamnă 2x minus a plus b. Să fie egal cu 4x. Ce îți mă duc? Ce spune? 2ax minus 4x minus a plus b. E, da? Deci 2ax minus 4x minus a plus b. Egal cu 0. Oricare ar fi x real, nu știu nimic. Ce înseamnă tradus? Aranjăm aici, ca să scoatem de x în factor comun. Chiar și un 2 ar merge. Și vine 2 pe lângă 2x. 2x pe lângă a minus 2. Nu? Da. Plus b. Minus a. Minus a. Plus b. Egal cu 0. Oricare ar fi să... Acum exportăm această afirmație. Indiferent ce exportăm noi. Adică contribuția vrei să nu... Adică a minus 2 egal cu 0. Asta este. Adică a minus 2 egal cu 0, adică înseamnă că a egal cu 2. Și cu a egal cu 2, de duce în sus și vine b-ul. Egal cu... b egal cu a, vine de aici. Nu că minus a plus b egal cu 0. 2. B egal cu 2. Și atunci e de x arată. Și în momentul de față e de x egal cu a x plus b, era? Adică 2x plus 2.
Am zis și pe aștept. Punctul C. C, Miruna. E de 2x minus 3. E de 3x minus 3. E egal cu 1. 1. Oricare fi x aparține de el. Da. Oricare fi important. Da, ce mai da? 2x minus 3a plus b egal cu 1. 2x. Face f de 2x, nu așa. Așa, ca să ne dacă f de 2x minus 3 e egal cu a pe lângă, vorbește așa, că egal cu a pe lângă 2x minus 3 plus b. Plus b. Și egal cu? Și egal cu 1. Să o lucrăm. Nu, nu, lucrăm la ea și până la egal cu 2x a minus 3a plus 2ax. Da? Da, 2ax minus 3a plus b. Asta este, da? Nu mai este egal aici. Nu mai este egal aici, da? Nu, 2 f de f de 2x minus 3 egal cu 1 echivalent, va spune că 2 ax minus, vorbește, da? 2 ax minus 3 a plus b egal cu 1. Egal cu 1. Ce înseamnă? 2x minus 3a plus b minus 1 egal cu 0. Deci 2a minus 3a plus b minus 1 egal cu 0. Egal cu 0. Ce înseamnă? Oricare ar fi x real, adăugăm x real. Și atunci, dacă și mai facem... 2a, dacă cine? Dar trebuie să ne fac cum la fel, nu? Păi nu, că vine de x-ul ăla. Este localizat așa. 2a pe lângă... Pe lângă nu e mai fi, da, așa. Adică este organizat, nu-i... Este în x. X și termen liber. X și termen liber. Data trecută am spus pe cine? Pe x, că aveam în 2 termeni cu x. Avem și aici 2ax și aici 4x. Din motivul ăsta. Acum este deja. Dacă e x egal cu 0, hai mă, nu x egal cu 0. Dacă, da, cu coeficientul lui x, ce e lângă x, ce este a x egal cu 0. A, 2a. 2a egal cu 0. Da. Doar 2 nu poate fi 0, ce ce aș fi? Numai a. A egal, da. Nu și x, a. De ce nu și x? Păi, eu n-am spus că și x-ul să fie 0, numai ce e pe lângă x aici. Minus 2. În față, nu a fost la minus 2. E regulă, nu e și x, e la minus 2 sau cum? Faptul că, am zis mai departe, că relația asta e adevărată, indiferent ce x voi pune eu, indiferent ce x voi pune, deci nu e influențată relația de x. Și când nu e influențată, de aceea trebuie să ridic conceptul să fie 0. Pentru că în prima care e coeficientul 0, poți să pui 7, 9, 10, 100... Și 2 ori 7, 9, 10, 100 și face... 0, tot 0 face. Din cauza că am asigurat eu coeficientul, a dispărut x-ul. Deci dispare x-ul. Când deci dacă și mai dacă tine? A egal cu 0. Deci a egal cu 0. Și... Îndată locuind pe a egal cu 0, cum a venit. Și b minus 3a egal cu minus 1. Păi a e 0 pe una. Da, a rămas. B minus 3A minus 1. B minus 3A? Păi A e 0. Au, este 0. B minus 1 egal cu 0, B egal cu 1. E egal cu 1. Deci vine F de X arată. Acum... X e B, 1. 1. Mai facem. Hai să facem de acolo. Mai vedem încă o dată. Mai facem una. F de 2 minus 3. F de 2x plus 3 să fie egal cu 3x minus 2. 3x minus 2. Ce putem să facem cu f de 2x plus 3 egal cu f de x și mai simplu, ca să nu mai complicăm atât. Cum? F de? 2x plus 3 egal cu f de x. Cum să fie egal cu f? Nu spune egal cu f. Este 3x minus 2. O altă relație. Așa prea o dor. Nu poți spui ce vrei. Da. Deci, este așa. F de... Dacă ar fi spus pe urmă, f de 2x plus 3 egal cu f de x. Da. Atunci, făceam f de 2x plus 3 și în loc de f de x, spuneam f de 2x plus 2. Ai spus, bă, dar aici avem 3x plus minus 2. Da, deci el îmi dă cu 5x
cine să fie egal? Bun. Așa, da. 2x-a este ce? F de 2x, dar nu-i grați pe așa ca să ne obișnim. F de 2x plus 3 egal cu? 2x-a egal cu a, deodată vrei să mulțești, da? 2ax plus 3b. Nu e așa. Hai, hai să facem așa. A, Miruna, a înmulțit cu x când era x. Dar acum e 2x plus 3. A pe lângă 2x plus 3. Plus b. Plus b. Da, atenție multe. Este a ori x când e x. Dar dacă acum ai argumentul 2x plus 3, pe fostul x de x, cu ce mă rog? Cu 2x plus 3. Plus b și egal, îți facem paranteză. 2x-a plus 3a plus b și stop. Și egal cu 3x plus 2a. Dedesubt, scriu și e de 2x plus 3, relația care e dată de autor, egal cu 3x minus 2, virgulă, pentru orice x real. Așa, orice face real. Este echivalent. Relația dată de autor este echivalentă cu, și acum o locuim, 2ax. 2ax plus 3a plus b minus 3x plus 2 egal cu 0. Minus 3x plus 2 egal cu 0. Oricare virgulă, oricare, acum am zis lucru, s-o simt, oricare ar fi între a. Da. Deci, așa asta, oricare ar fi între a. Să începem să adună. După x, scoatem, Miruna. Noi grupăm ca o funcție de gradul 1. Ceva mulțit cu x. Nu cu oameni. Nu termen nimeni. Trebuie să fie funcția de gradul 1 cum arată. Ceva înmulțit cu x plus termen liber. Așa facem și aici. Aceeași model îl avem și aici. Logarit aceeași idee. X, deci mai egal cu 0 și aici. Păi nu știu, că... nu știu. Scoate. Nu te roade, deci vedeți, nu te roade. Păi din ăștia doi care au pe x. Așa. Ei cuplăm. Pentru a scoate pe x în factorul comun. Nu pe a, nu mă interesează. Deci ce vine aici? X pe lângă 2a minus 3. X pe lângă 2a minus 3. Plus ce vine de a? Ce-a rămas? Plus 3a plus b. Plus b. Da. Plus 3a plus b. Plus 2. Plus 2. Egal 0. Deci 2 minus 3a. Da? Egal cu 0. Oricare ar fi x real. Asta a vrut și oricare. Important. Oricare ar fi x real. Asta se întâmplă dacă și numai dacă. 2 a minus 3 se face 0 și atunci o rămas de sub. Și adaug și de sub 3a plus b plus 2 se face 0. Deci ăsta să fie 0 și ce o rămas să fie 0. Până la urmă, la 0. Din prima tot pe a. Din prima este a. 3 pe 2. Și cu au știut, mă duc aici și vine, a doua vine 3 ori 3 pe 2, 9 pe 2, plus b plus 2, egal 0. Din istor că b va fi egal cu? B va fi egal cu? 9 și cu 4, 13, minus 13 pe 2. Minus 13 pe 2. De unde? Iată, știu pe b, știu pe a. Și atunci, în cazul ăsta, f de x, a dată, a ori x plus b, adică... f de 2x plus b. Nu mai e. F de x era așa, a x plus b. Cu a și b descoperit în situația asta. A e 3 pe 2. Că din 3 pe 2 ori x plus b-ul, care văd că este minus 13. Deci minus 13 pe 2. Aceasta e rețeta. Mai întoarce mai simplu. Deci, Miruna, în toate ieșițile astea, autorul nu ne-a dat legea de corespondență. Adică nu știm pe A și pe B.
dar ne-a indicat o condiție. De fiecare dată, condiția a fost diferită. Deci, altă pereche așa pe vom găsi. De fiecare dată, pe o pereche așa pe care o locuim pentru a ști ce lege este în cazul A, B, C, D și ce mai fi. Condiția este schimbată, dar este cu indiferent ce X vei pune. Asta înseamnă că tradus în relația asta care o dă el, e de 2x minus 1 egal 4 x sau e de 2x minus 3 egal 1 sau e de 2x plus 3 egal 3x minus 2, aranjată, lucrată, în varianta finală, este x pe lângă ceva, o expresie, plus ce mai fie egal cu 0. Dar tot timpul se fac, indiferent ce x vei pune. Și exploatez chestia asta, dacă indiferent ce x, adică contribuția lui x să nu fie, să dispară contribuția lui x, este numai dacă coeficientul ăsta este 0. Că 0 oriceva face 0. Deci dispare dacă am pus coeficientul ăsta 0. Și atunci a rămas numai partea asta să fie 0. Și de fapt, condiția asta, oricare ar fi real, se traduce în două condiții. Una este asta, coeficientul lui x să fie egal cu 0 și, sigur, partea care urma să fie 0. Da? Partea care urma pentru că după ce ai făcut asta 0, rămas asta să fie egal cu 0. Și de aici se găsește au, cu au știu de jos găsești B-ul și odată au și B-ul știu, te întorci și scrii cu o altă funcție, cu cele două valori A și B. A x plus B, dar nu B-a x plus B, cu ea am cât ți-a dat, B cât ți-a dat. Și acolo organizezi termenii după x. Adică ce-i 2, ai 1, ai 2, ai 3 cu x. Este esențial să-i grupezi, scos pe x pe lângă... Ceva. Ceva. Nu a scos la ceva. Plus termenii liberi. Că nu te interesează organizarea după... Că nu spune pentru orice a, ci pentru orice x, deci după x, pe x o grupare. Mai ai un punct de asta să mai faci încă unul. Mai dă, mai dau e de dintre dumneavoastră. E de, e... E. E de minus 3x plus 5. Minus 3x plus 5 egal cu e de x. Asta e așa? E de x plus 4. F de minus 3x plus 5 egal cu F de x plus 4. F de minus 3x plus 5 egal cu... O lucrăm. Da. Lucrăm și cu cealaltă. Și le vedem. Da, ce credeți? Deci lucrăm ca să redactăm clar, așa să par plac corectorul. Deci fiindcă asta e adevărată, oricare ar fi minunat, oricare ar fi inspirat. Dacă n-am pus chestia asta, n-are nicio rost. Da? De ce de X era e bine? Ce e bine? Ai spus de tu, oameni. Minus 3X plus 5 ori A. Deci, F de minus 3X plus 5 este egal cu A pe lângă minus 3X plus 5 plus B. Plus B. Și egal mai departe. Și egal cu 5A minus 3AX. Minus 3AX plus 3. Minus 3AX plus 5A. Păi după X-ul, da? Plus 5A plus B. Și am terminat-o cu asta. Are F de X plus 4. F de X plus 4 egal cu A pe lângă X plus 4 B egal cu... egal cu... AX plus 4A plus B. Plus B. Și acum... avem și condiția. Avem minus 3ax plus 5. Condiția, condiția, sigur. Condiția, da? Este următoarea. F de minus 3x plus 5 egal cu F de x plus 4. Oricare ar fi x egal. Dacă mă iau în spate. Această condiție este echivalentă. În cu? Te rog, atent. Cu minus minus 3ax minus 3ax plus 5a plus b egal cu ax plus 4a plus b
Oricare ar fi, bă, oricare ar fi X real. Echivalentă. Deci să țin de mesajul ăsta. Oricare ar fi X real. Minus 3AX plus 5A. Minus 3AX. Plus 5A plus B. Minus AX. Minus 4A minus B egal cu 0. Virgulă, oricare ar fi X real. Echivalentul. Dăm x la minus 3ax și... Dar tot ce vedem în x. Da? Deci în x pe lângă, poftim... Mai ar mai ieși și un a. De ce să nu facem și treaba asta? Dar mai x. Deci iese și... Un a. Atunci le ducem. Minus 3ax cu minus ax cât fac? Minus 4ax. Minus 4ax. Da? Da. Plus... Plus un plus A. Plus A, atâta este. Egal cu 0, nu? Egal cu 0. Că pe cum e 0. Oricare ar fi X, X, real. Și acum mai este un A. Nu, în situația în care am organizat așa, trebuie să obligăm coeficientul. Să fie 0. A lui? X. Da? Deci dacă, indiferent ce X pui, indiferent ce X pui, să nu influențeze relația asta. X-ul să nu influențeze relația asta. Adică, coeficientul pe X, tot ce e pe lângă X, trebuie să fie 0. Adică asta ar fi echivalent. U. 4A egal cu 0, 4 va suficiente și A egal cu 0. Și ce-a rămas în continuare, nu a rămas decât tot A, A egal cu 0. Dacă era cu A și cu B și nu știu ce acolo, da. Ar vrea să... Deci de aici rezultă că doar A egal cu 0 și B-ul poate să fie oricine. Rămâne un B acolo. Deci funcția F de X arată așa. F de X egal cu... Era A ori X. A ori X plus B. Și egal cu A ori cum este 0 ori cum este. Cu B. Se dau cu B. Egal cu constantă. Cu B-ul acela care nu. Deci, funcția pe care am găsit-o este f de x egal cu b. Constanta b. Deci, ea este bine precizată. Sigur, schimbăm constanta. Am avut o variantă constantă, o altă. Care ar fi graful funcției a de a lui f de x egal cu b? A egal cu... Care, cum arată graficul în mintea ta? F de x egal cu o constantă. E de x egal cu 2. Cum arată graficul funcției de x egal cu 2? Cu 2. Adică? Graficul. La fel. Cum? Adică 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nu, 5, 2, 5, 3. Adică toate sunt y 2 și x-ul e oricine. Așa. Așa. Și atunci cum arată? Păi nu. O paralelă în asta. Suntem în oră. Da? La aicilor copii. Păi dacă e de x-ul 2 tot tipul, adică y-ul rămâne 2, indiferent ce e cu delul și x-ul, stânga, dreapta, ce e rămâne? Da, 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 y-ul egal cu 2. Deci graficul funcției f de x egal cu 2 e o paralelă. F de x egal cu o constantă, cu b acolo, sau minus b, n-are un număr, ei, dacă e pozitiv, e deasupra, dacă e negativ, e deasupra. Da, da. Dar cum arăta graficul funcției este egal cu 3? Graficul funcției f de x, x-ul este 3 tot timpul. Dacă x-ul este 3 tot timpul, y-ul e 2 tot timpul. De ce? Dar nu, nu aici. Nu aici. În general, când x-ul e 2, cum arată graficul funcției ăsta? X egal cu 2. 2 plus 2. Păi dacă x-ul e 2 minuna, înseamnă așa. E o paralelă la axa y-ului. X-ul rămâne 2 tot timpul. Tot timpul. X-ul rămâne 2 cu o constantă. X egal cu 2, asta este. O verticală, o paralelă la axa y-ului. La 2. Nu ligă. Mai... O să mai rămâne pe mai X. Mai suntem la trecut. Noutatea a fost la algebra, da? Da. Uh,
am vorbit de funcția de gradul 3. Graficul funcției de gradul 3. De grad 3. Am vorbit de determinarea funcției de grad 3 în condiții impuse. Corect. Determinarea funcției de grad 3. Funcție. Lege de corespondență a funcției de grad 1 în condiții impuse. Adică legea corespondenței, f de x egal cu ax plus b. Cine e A-ul, cine e B-ul în condiții impuse. Asta. La revedere! Să nu uite prieteni, la revedere!